dacă titlul acesta, Luxury Hall, sau nu știu exact cum o să-i pun eu denumirea, în fine, va fi ceva oricum legat de zona de lux, o să vă inducă în eroare. Și anume, o să vă ducă cu gândul mai ales către ideea de mulți bani, pentru că, din păcate, astăzi luxul așa este perceput. A un stil de viață de lux nu înseamnă un stil de viață costisitor și care să arate cu precădere capacitatea ta financiară. A vorbi despre lux nu înseamnă să vorbești câți bani ai dat pe nu știu ce, cât ai mâncat, nu e vorba despre lucrurile astea opulente și nu e vorba despre mult, despre cantitate. Sigur că prețul este undeva, să zic, la toate lucrurile astea este poate ceva mai crescut față de lucrurile, să zicem, din zona de mijloc. Dar în niciun caz nu este lucru care se urmărește cu precădere și când vorbim despre a avea o viață de lux, nu înseamnă o viață în care să arătăm câți bani putem cheltui, să strige pe noi toate brandurile, adică începând de la extensii, de la operațiile de pe față, de la ramele de ochelari, de la calitatea buzelor injectate și absolut tot etichete, nu asta înseamnă. Înseamnă să ai un rafinament și o relaxare, înseamnă să știi că mai bine puțin și bun decât mult și prost. Cred că asta e esența definiției luxului. Ca să dau un exemplu poate un pic mai brutal, decât să-ți cumperi, nu știu, 10 poșete de toate felurile, de la toate brandurile așa zise de lux, nu știu, branduri pe care până la urmă te duci la mall și oricine le poate cumpăra, da? În loc să le cumperi pe toate cele 10 poșete, cumperi una. Sau, dacă nu ai bani neapărat de poșete și de haine și nu te orientezi către chestia asta, îți alegi o zonă din grija față de tine, din dezvoltarea ta personală, pe care o să o faci la superlativ. Și cea mai ieftină chestie de a te dezvolta și de a-ți rafina viața este partea de educație, da? Acolo este cel mai accesibil, să spun așa, pentru că astăzi pe online mă uit cu un abonament la Scribd sau la diverse alte online library sau poți să cumperi cărți electronice care costă mult mai puțin decât alea în format printat și poți să-ți crești dezvoltarea ta personală mult mai frumos. Și este o zonă în care poți să evoluezi într-un mare fel care să-ți aducă ție o satisfacție personală. Pentru că, apropo, luxul despre asta este să-ți placă ție foarte mult de tine. Și să te intereseze mai puțin părerea celor din jur. Ca atare, oamenii, chiar și oamenii cu mare potență financiară, dar care au cu adevărat un stil de viață de lux, nu etalează acest lucru. Cei care etalează, adică care îți bagă pe gât în față, uite, am mașină de nu știu cât, uite, am poșetă pe care scrie mare să se vadă Prada sau nu știu ce, sau mă duc și îmi cumpăr neapărat ceva pe care să se vadă logo-ul sau să se vadă că e mult. Acei oameni au ajuns doar la un lux material, dar n-au ajuns și la un lux pe stilul de viață. Asta este diferența. Da? O să găsiți multe teorii de lux, dar luxul în plenitudinea lui le cuprinde pe amândouă. Era la un moment dat în literatura interbelică, se vorbea despre, și cred că și un pic mai înainte, ba nu, un pic mai înainte, de tipologia parvenitului, da? Cum era parvenitul, o persoană care într-adevăr avea foarte mulți bani, dar care nici nu știa să scrie bine, avea de obicei un servitor, o servitoare care scria, care se ocupa de lucrurile acestea, plătea guvernantă franțuzoaică sau nemțoaică la copii ca să învețe o limbă străină, pentru că el nu era capabil și așa mai departe. Deci, în fine. Iar astăzi, din păcate, se întâmplă același lucru. Sunt oameni care parvin financiar foarte bine, din diverse motive. Fie, într-adevăr, chiar dau o lovitură cu o afacere, fie moștenesc ceva, fie ca femeie îți găsești un soț cu bani sau invers, ca bărbat îți găsești o femeie cu bani sau îți lasă părinții foarte mulți bani, dar tu nu ești capabil să urci aici și nici ca stil.
Da, cred că un pic ne-am lămurit. Iar personajele acestea care mimează luxul, le găsiți absolut peste tot. Sunt acele persoane care țin cu tot din adinsul să vă arate câți bani au dat ele, ce chestii de lux au, lux între ghilimele, ce mașină au. Filmează sau se pozează din mașină. Nici avionul nu poate decola dacă ei nu pozează cum a ajuns în aeroport, cum s-a urcat, unde se duce, cu ce pacă e în picioare, cu papuci Gucci, că are tricou pe care scrie mare Tommy Hilfiger. Apropo, Tommy Hilfiger nu este un brand de lux, sau Max Mara sau așa. Da, în fine, multe alte lucruri. O să le înțelegeți, o să le vedeți pe parcurs. Eu urmăresc pe Instagram profile de tot felul de oameni care, apropo, au cifre foarte mici. Sunt acești colecționari de artă, sunt mici artiști, sunt oameni care călătoresc pentru anumite lucruri și au profile micuțe, adică nu au cine știe ce urmăritori, adică mulți dintre ei sunt câteva mii, uneori chiar sunt oameni care au doar câteva sute de followers, sau hai, un 4.000, un 5.000 adunați în 6-7 ani, și te și miri uneori uitându-te la ei că au, dar de fapt eu nu mă mir, pentru că până la urmă pe Instagram și în tot ce înseamnă social media este acest stil de a expune că avem, adică nu arătăm frumos ca într-un platou, de la un restaurant cu stele Michelin, acolo o bucățică de ceva cu trei chestii. Nu, dragă, noi trebuie să arătăm tot platou. Chiar m-am amuzat la un moment dat că nu mai știu cine avusese o colaborare, ceva influencer destul de mare, adică oricum cu peste 100 de mii de followers sau 50 sau 50 de mii, în fine, număr mare. Avusese o campanie cu ceva brand, ori cu prezida, ori numai pe brânzeturi franțuzești, și vorbea de luxul și rafinamentul platourilor franțuzești. Și efectiv, făcuse acel tip de platou pe care îl vedeți pe la petrecerile acestea de parveniți material, dar care n-au parvenit în educație, cu tot felul de briz-brizuri, cu fructe, cu culori, cu toate alea, arăta efectiv ca un pom de ăsta de Crăciun prost decorat în care să pui de toate să se vadă, știi? Și unde mai era rafinamentul franțuzesc? Rafinamentul franțuzesc ar fi însemnat ceva mult mai simplu, da, eventual, normal, feliile de brânză, brânza care era the key element, elementul cheie care trebuia să ajungă acolo, niște de astea, cum se cheamă, nuci, câțiva struguri, puteai să lași așa într-o parte să se vadă, nu știu, un pahar cu puțin vin roșu pe fund, în altă parte eventual să se vadă colțul unei cărți sau al unei reviste, pentru că francezii au acest obicei să citească ziarul sau revista atunci când iau această gustare cu brânză și cu nu știu ce, de obicei la sfârșitul mesei de prânz. Deci ca să poți să arăți cu adevărat, nu, era aia plină, frate, niște bețe pline cu toate alea, căpșunele, roșiuțe, cherry, toate nebunile erau puse acolo pe platou și ceva rafinament franțuzesc, nu știu ce. Doamne, zic, asta da, și în, cum se cheamă, și în Franța, și ei au parveniților, știi cum e, vorba lui Caragiale, și Occidentul are faliților, deci să ne aveți și noi pe ai noștri, dar dacă tot vrei să faci o chestie, fă-o până la capăt. Da, a fost o introducere lungă și conținutul ce va urma acum va fi vorba despre lux, despre ceea ce este pentru mine lux. Este o chestie, o alegere personală și o alegere pe care am făcut-o normal și în funcție de posibilitățile mele financiare. Eu niciodată n-am zis aici pe canal că o să mimez vreodată ceea ce am sau ceea ce nu am. O să fie foarte evident, foarte clar că sunt un om modest, un pic mai spre pătura de mijloc, deși pătura de mijloc asta în societate nu prea mai există, e destul de lax, să spun așa. Sunt o persoană care investesc foarte mult în educația mea, toate sporturile pe care le practic sunt pentru asta. Nu există lună în care să nu citesc măcar o jumătate de carte, dacă nu o carte. La fel, la fiecare 2-3 luni cel mult, dar în ultima vreme tot așa cam lunar, trebuie să merg într-un muzeu. Efectiv, e ca o pornire
visceral ar putea, aș putea să spun. Adică dacă, dacă trece o lună și eu n-am intrat, nu știu, la muzeul de artă, la muzeul de geologie, la muzeul de istorie, așa, am o chestie. E ca și cum, nu știu, nu mi-a luat vitaminele, între ghilimele, deși nu iau vitamine, iau destul de rar vitamine și suplimente, doar așa în perioada când am nevoie, deci se întâmplă chestia asta. Ca atare, să zic, pe partea așa materială de asta care dă bine pe Instagram, nu investesc foarte mult, că nu mă interesează nici n-am cum, sunt și realistă, adică mi-am ales încă de foarte mult timp partea asta de cosmetice și de parfumuri. În asta investesc într-adevăr ca moft personal, pentru că le consider un moft parfumurile și cosmeticele, adică pot trăi foarte bine fără ele, n-am niciun fel de problemă. Însă e o chestie a mea, un lucru al meu pe care îl cultiv și nu-l fac la modul nu știu ce parfumuri am, nu știu ce, nu știu, hai să vedeți cât am dat pe ele și lucruri de genul acesta. Ca atare vreau să vă spun că sunt o grămadă de parfumuri pe care nu vi le-am arătat și nu o să vi le arăt niciodată, de-aia și colecția mea de parfumuri, acel clip pe care voi mi l-ați tot cerut și eu m-am tot gândit cum să-l fac și cum să nu-l fac, nu o să-l fac, pentru că este o chestie a mea mult prea personală, cu multe parfumuri am o legătură foarte personală și intimă, adică sunt ale mele, nu vreau să vi le arăt, sau o să vi le arăt câteodată foarte puțin, poate printr-un story, printr-o chestie, dar nu-mi place ideea asta, adică mi se bate cap în cap pasiunea mea pentru parfumuri și să fac eu acum etalarea la toate parfumurile mele, nu mi se pare, nu mă simt eu ok. Așa, am mai primit pe aici tot felul de comentarii de genul că degeaba te dai cu parfumuri Guerlain dacă ții tricouri de 10 lei. Da, cred că și tricoul ăsta de pe mine, care este un body, ăsta, da, cred că și ăsta a fost undeva la 15 lei, nu știu, 15, 20, nu, ăsta, mint, ăsta cred că l-am luat de la, ori de la Sinsay, ori de la Lidl și a fost undeva în jur de 25-30 de lei. Cu hainele mi-am dat seama încă de foarte tânără, la 26-27 de ani am avut eu așa niște furtuni legate de haine, adică îmi doream să-mi cumpăr sau nu știu ce, până când mi-am dat seama că mă simt mult mai bine să am puține haine, dar cu care mă simt ok, sunt mai degrabă înclinată să-mi cumpăr haine în care mă mișc, pot să mă mișc foarte bine, pe care pot să le spăl fără să mă gândesc, aoleu, cum le spăl, trebuie de așa, trebuie să duc la curățătorie, nu, sunt genul care îmi place să bag tuturor mașina de spălat și să nu stau, vai, aia e din mătase de nu știu care, aia e un vintage, nu știu. Asta este stilul meu, nu spun că este bun sau rău, eu vă spun acum ce am ales eu, însă am zis să investesc în haina pe care o voi purta toată viața. Și anume pielea mea. De asta am grijă de partea de sport, de partea de alimentație și apoi și de partea de cosmetice și de parfumuri. Bun. Și acum hai să vă arăt cu ce mi-am ales de la Marionno. Eu am o colaborare cu cei de la Marionno. Am o relație cu parfumeria Marionno de niște ani. Și ați văzut acum că sunt acolo niște live-uri, dacă ați văzut pe profilul Instagram Marionno, colaborarea mea de acolo îmi permite să-mi aleg niște produse din când în când și iaca că mi le-am ales. Și acum o să vă arăt ce parfumuri mi-am ales din acest magazin. Asta este sacoșica și hai să începem să le desfacem. De ce îmi place Marionno? Că foarte multă lume m-a întrebat de ce îți place Marionno. Marionno nu era în România când eu îi descoperisem în Paris și îmi plăcea foarte mult acolo, făceam diferența între vânzătoarele din alte parfumerii și din Marionno. La Marionno erau întotdeauna doamne mai în vârstă, dar foarte cochete, nu știu, dar toate mi inspirau acel stil ala Catherine Deneuve sau Mireille Mathieu. Îmi plăcea felul în care vorbeau, vorbeau o franceză așa foarte elegantă, aveau o abordare foarte lady. Acum ce am văzut în ultimii ani când am mai fost pe la Paris, în o perioadă s-au mai modernizat așa și ei, dar oricum a rămas tot atmosfera un pic mai relaxată, un pic mai stilul la convențional franțuzesc, care e distant, dar în același timp creează o eleganță foarte naturală, adică mie nu-mi place când vin acei oameni peste tine în alte parfumerii. Vai, vreți să încercați și asta? Dar vreți să încercați asta? Dar nici bine n-ai intrat în magazin, pac, mi-aduc aminte. O să spun acum, Sephora de pe Champs-Élysées, când intri în Sephora de pe Champs-Élysées, dintr-o dată sar trei fete pe tine, una îți bagă un blotter în nas, una îți bagă alt blotter în nas,
Una deja îți dă pe mână, îți pune o panglicuță care e parfumată, cum știe, nu știu, eu n-am mai prea suportat în ultima perioadă când am mai fost la Paris să intru, cred că nici data trecută când am fost nu așa, pentru că sunt, bine, eu le înțeleg stilul acela foarte american pe care l-am întâlnit când am fost la New York, acolo unde intrai într-un magazin, hello, how are you doing, oh, you wanna try something, lasă-mă să respir, pe când în Marionaux pot să respir un pic mai mult. Și mi-a plăcut că oarecum stilul acesta s-a transmis și în parfumeriile din România. Evident, nu există pădure fără uscături, pentru că au mai fost persoane între voi care mi-au scris că am fost la Marionaux de nu știu unde și persoana respectivă de acolo nu era atât de amabilă precum ai zis tu. Și oamenii au zile, nu sunt toți la fel. Eu vorbesc de o atmosferă generală pe care am întâlnit-o. Nu știu, am intrat prima dată într-o parfumerie Marionaux când am fost în Franța, aveam 28 de ani, 20, pe acolo, nu mai știu. Așa, cert este că eram foarte tânără, nu eram, asta mi-aduc aminte că nu eram măritată. Așa, atunci e mai ușor să calculez. Da. Hai să vedem ce mi-am ales eu. Deci cum ar veni rezultatul muncii mele. Prima dată o să vă arăt ceea ce nu pot să desfac. Este un produs pe care o să-l fac, un fel de cadou unei prietene. Este Lenter de Givenchy Eau de Parfum Rouge. Ei îi place foarte mult acest parfum și m-am gândit că ar fi o idee bună. Bun. Și am luat formatul de 35 ml. Pentru voi, ca să știți, ele era în magazin undeva în jur de 400 și ceva de lei. Bun, asta lăsăm deoparte. Așa că nu putem să-l desfacem. Însă ce o să desfacem acum este acest parfum. Este acest parfum care pe mine m-a cucerit de când am intrat în magazin. Mie îmi place aroma de trandafir. Mi-a plăcut întotdeauna aroma de trandafir. Bunica mea cultiva în grădina ei mai multe tipuri de trandafir. Nu era ea specializată în grădinărie, nu știu ce, dar avea tot felul de soiuri de trandafir. Trandafir de dulceață, trandafir cățărător, trandafir de la care stă țapă. Și avea și un cult de ăsta de ale, avea grijă de ele și se și pricepea parcă în mod natural. Și mereu existau trandafiri foarte frumoși în grădina bunicilor unde am petrecut foarte mult timp. Și am rămas atașată de foarte multe mirosuri de trandafir. N-am să uit niciodată, era la poartă, fix lângă poartă. Era așa o bucată de ciment și pe aia în partea de sus era gardul din lemn. Și era acolo o tufă de trandafir de dulceață. O tufă destul de grăsuță așa. Și când înfloreau trandafirii aceia, se încălzea acel perete de piatră și emana și el un miros, oarecum mineral, și se combina cu aroma trandafirilor. Aceia de dulceață, erau trandafirii de dulceață, cred că trandafirul bulgăresc. Ei, mirosul acela mie mi-a rămas impregnat în cap, în tot, adică mereu mi-aduc aminte de momentele când miroseam acel trandafir. Și am găsit în Marionaux Rose Rouge de la Van Cleef & Arpels. Este tot așa un alt miros de trandafir, dar e un miros de trandafir pe care eu nu știu, nu l-am mai întâlnit în alte parfumuri. O să vă fâșii un pic la cap. Ăsta costă în magazin 720 sau 730. Este un parfum care intră în linia de lux, adică ai odată parfumeria, să zicem, mainstream, cu parfumurile acelea mai pentru toată lumea și apoi ai, adică cu prețuri, să zicem, care nu înseamnă o investiție foarte mare și apoi sunt parfumurile care sunt ceva mai elaborate și în care, într-adevăr, înseamnă și o investiție mai mare, că 730 de lei nu este ceva ce cumperi așa la impuls, ai intrat într-un magazin. Mie mi se pare, adică și dacă ești o persoană cu foarte mulți bani, nu dai chiar așa 700 și ceva de lei pe orice parfum care ți iese în cale. Și mai ales că achiziția unui parfum trebuie făcută un pic în acord cu ceea ce ești tu. Că tu poți să fii și milionar și să te simți bine să te dai cu un parfum de 30 de lei, pentru că nu parfumurile sunt parte din tine ca persoană. Adică pentru tine parfumurile nu înseamnă foarte mult. Rose Rouge Van Cleef & Arpels din colecțion extraordinar de la Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels știu că aveau la un moment dat și parfumuri mai, zic, accesibile din zona de mainstream, dar cred că nu le-am mai văzut în ultima vreme. Nu știu, nici n-am mai fost atentă.
Bineînțeles că fiind, intrând în zona de lux, vine cu o experiență completă, inclusiv cutia, ați văzut-o că e o cutie care v-aș recomanda să o păstrați la genul acesta de parfum, bine, cu excepția situațiilor în care veți folosi acest parfum chiar zi de zi. Adică l-ați cumpărat, frate, și atunci, da, ok, ți-l lași pe masa de toaletă, dar oricum nu e expus, nu e expus la soare, nu în baie, eventual, nu știu, poți să-ți faci un raft în dulapul de haine, să-l ții acolo într-un sertar, da, uite, poți să ai o zonă cu sertare, o lenjerie intimă, ciorapi, nu știu ce, și alt sertar să fie de parfumuri. Și așa arată sticla. L-am arătat și în live-ul de atunci de la Mariono. Ieri m-am dat, că ieri l-am luat, ieri m-am dat în magazin o grămadă și mi-a rămas parfumul, o să-ți mai dau și acum un pic. Este un trandafir. Scuze, este un trandafir dulce, dar nu grețos. Adică nu e ca parfumurile acelea bulgărești, că toată lumea se sperie când spui parfum cu notă de trandafir. Aoleo, să nu fie ca aromele alea. Nu. Parcă ar fi un trandafir într-o dulceață de cireșe amare. Parcă ai face dulceață de trandafir și ai amesteca-o cu dulceață de cireșe amare. Asta este senzația mea. Dulceața de cireșe amare fiind o altă delicatesă pe care tot bunica mea o făcea. Greu se găseau cireșele amare și în continuare cireșele amare sunt și greu de găsit și greu de desfăcut, că ele sunt micuțe, adică când faci dulceața de cireșe amare nu e ca și cum ai face magiun de prune, pui la ceaun și nu, se face de obicei rău. Așa, deci lucruri rafinate, lucruri de calitate în cantități mici. Da, e genul de parfum care îți dă o altă perspectivă asupra trandafirului. Asta mi s-a părut mie și a fost un parfum pe care, nu știu, chiar simțeam că trebuie să-l am, să spun așa. Bun, asta este una dintre lucrurile din sacoșica de la Mariono. Mi-am luat în sfârșit Advanced Huile en Eau Jeunesse. Ce mă derutează când pe un ambalaj scrie și în engleză și în franceză, pentru că ajung să citesc engleza ca franceza și invers. Da, asta este Advanced Huile en Eau Jeunesse, Repul Plus Illumine. Este un, exact așa cum îi spune, watery oil sau huile en eau, ulei în apă. Haideți că o să-l și desfac, pentru că vreau să-l și folosesc. Dacă nu vreau să-l folosesc, nu-l desfăceam. Am avut miniaturi din acesta. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că chiar ultima miniatură am primit-o oare chiar de la buticul nostru, de la butic Guerlain din Băneasa, am avut o miniatură și mi-a plăcut foarte mult ca textură. Mie îmi plac texturile uleioase și nu știu ce, asta mă duce un pic cu gândul spre Double Serum de la Clarins, dar nu neapărat. Parcă ar fi un Double Serum de la Clarins, dar mai soft. Și el se folosește într-adevăr ca un ser pe care îl puteți folosi și dimineața și seara în funcție de fiecare cum are tenul. Pentru cine are tenul uscat ca mine, adică la mine uscat înseamnă și cu lipsă de sebum, eu pot să-l folosesc oricând. N-am niciun fel de problemă. Da, pentru cine are tenul gras ar putea să fie o mică problemă. Gras mă refer cu un exces de sebum de la care las-o pe liplă, dar și acolo vedeți că trebuie să fie ceva problemă de deshidratare. Eu asta spun mereu. Cine are tenul gras nu înseamnă că nu trebuie să hidrateze, adică să aducă aport de apă. Într-adevăr, poate nu trebuie atâtea substanțe emoliente, atâtea uleiuri de-astea și unturi vegetale care să fie acolo. Și aici depinde de care, că sunt anumite uleiuri vegetale care merg și pe tenul cu exces de sebum, dar hidratare trebuie. Că aud de multe ori, nu mă dau cu cremă înainte de fond de ten, că mi se îngrașă fața. Păi uite, acum mi-a venit în cap că am văzut ieri, era ceva ofertă la crema aceea de la Paula's Choice care mi-a plăcut la nebunie, hidratantul acela cu electroliți. Deci crema aia este pur și simplu băută de piele, adică când o aplici simți efectiv cum ți se irigă așa toată fața, asta e senzația. Aia e foarte umectantă, nu este emolientă și atunci și cineva cu ten, cu exces de sebum, o poate folosi relaxat, ba chiar e indicat că s-ar putea. Ca prin acest aport de hidratare, pielea să fie un pic mai relaxată și să spună, hai băi că uite mi-a dat apă, ia să mă liniștesc. Este exact ca la omul bolnav pe care în primul rând trebuie să îl hidratez. Așa și un ten.
El când arată exces de sebum, arată că ceva nu funcționează acolo, deci îi trebuie apă ca să-și vadă, îi trebuie umectare. Bun, și ce credeți? Eu v-am zis că omul la bătrânețe se schimbă în materie de parfumuri, dar eu am observat de-a lungul vieții. Fiind iubitoare de arome de la 7-8 ani și până în prezent, Doamne, dacă nu, pentru că peste câteva zile împlinesc 46 de ani și nu vine să cred, mi-aduc aminte la 8 ani că aveam colecția aceea de parfumuri, de săpunuri parfumate și le ascundeam pe sub haine și le miroseam și mama mă certa că ea mai aducea acasă câte un săpun Fasa, câte un săpun Amo, atât de greu obținut, cu atâtea sacrificii, cu atâtea conexiuni și pile cu nu știu ce, și eu le ascundeam și le dădeam și le miroseam și mama mai zicea, hai să mai punem și noi la baie un săpun bun. Nu, nu, ăsta e al meu, îl miros eu. Ei, și eu am avut cu Coco Mademoiselle o relație de... Am avut la un moment dat, nu știu, deci nu îl suportam. Cred că v-am mai spus o dată, am avut o colegă care l-a purtat excesiv, tot în jurul ei mirosea Coco Mademoiselle, deși mie îmi plăcea foarte mult de colega respectivă, dar la un moment dat totul mirosea Coco Mademoiselle în biroul ăla. Și așa, eu veneam cu șalimarul și cu ce mai veneam, ea era cu Coco Mademoiselle. Și mi-a rămas chestia aia în cap și nu știu, nu mi-a plăcut. După aia, la fel... A fost o perioadă când, exact cum este acum cu La Vie Belle sau cu Black Opium, parfumurile acestea foarte purtate și populare, a fost o perioadă când a fost Coco Mademoiselle pe val și nu mai știu câți ani aveam, 20, 30, un pic, pe acolo, și toată lumea îl purta și am ajuns la o saturație, eu nu mai vreau, frate, gata, nu vreau să vă parfumul ăsta, nu, și așa se, oricum se găsea ceva mai greu. Mai ajungeai printr-un aeroport, așa, ei, și când ajungeam la aeroport și toate fetele săreau pe alea, nu vreau, mi-aduc aminte, cu delegațiile în special, că făceam foarte multe drumuri. Acum mi-a luat parfum Cheveux, adică Hermès, pentru că ce mi-a plăcut mie întotdeauna la Chanel, partea aceasta de Hermès-uri, cred că ei au fost cam printre primii în zona de parfumerie mainstream, care au venit cu această variantă de Hermès. Eu am pe acolo prin dulap, am și la Chanel numero 5, am și la Chance, cred că l-am pe aici, ia să văd dacă l-am la îndemână. Da, tătucul care nu are legătură cu brandul Chanel. Avem așa, Hermès-ul Chanel numero 5, Hermès-ul Allure, Hermès-ul Chance Eau Fraîche și acum avem Hermès-ul Coco Mademoiselle, da, adică este o mică problemă la căpuț. Bine, astea sunt luate în timp, nu au fost luate acum, în ultimii, nu știu, cred că ăsta e chiar vechiuț, nici nu mai mi-aduc aminte. Chiar nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte de când l-am pe acesta. Dacă s-a uitat cineva la mine prin clipuri, dacă e din perioada de când am YouTube, spuneți-mi și mie, l-am adus foarte serios. Că și eu mă pățesc să mă uit la câte un parfum și nu mi-aduc aminte când l-am cumpărat sau când am început să-l folosesc. Și mă mai uit o dată prin clipurile de pe YouTube și o dată nu-l găsesc acolo. Mă, poate am făcut un unboxing, poate, da. Ei, ce este interesant este că acum avem sticluța așa. Pentru că înainte și la Coco Mademoiselle semăna un pic cu asta. Bine, nu era chiar așa, era parcă... Ar avea capacul alb sau zic o prostie, nu mai știu. Oricum, era diferit, acum arată așa la Coco Mademoiselle. Oarecum se merge către această sticlă iconică pentru Chanel. Și e și mai micuț așa că, uite, ăsta de la Chanel numero 5... E un pic cam greu să zic. Ăsta e ușor de luat, de exemplu, în poșetă, în valiză. Cred că l-au gândit acum și asta de la Allure. Bine, asta de la Allure imită foarte bine sticla. Da, asta este Hermès-ul. Care e faza cu Hermès-ul? Are o concentrație mai mică de parfum, dar asta nu înseamnă că este mai... nu este persistent, ba este foarte persistent. Este foarte persistent. Pentru că pe păr, pe firul de păr, se așează foarte bine orice parfum și orice miros. Hai să zicem pe aia dreaptă, că de multe ori ne spălăm pe păr pentru că ne miroase părul de la... Eu, de exemplu, dacă stau lângă cineva care fumează mai mult timp, Doamne ajută, bine că nu se mai fumează în locuri publice, pac, eu trebuia imediat. Eu dacă ieșeam la restaurant, la un club, pac, eu imediat veneam acasă, trebuia să mă spăl, chiar dacă mă spălasem fix în ziua aia. Mai spălam o dată.
Sau na, îți miroase părul, nu știu. Acum am observat că inclusiv în orașele mari, de la smog, de la poluare și așa, într-adevăr, părul la un moment dat prinde un miros, are un miros de, nu știu, de diverse chestii care sunt prin aer. Și atunci, ăsta să știți că la fel se păstrează foarte bine, adică orice hermist este acea variantă de a te parfuma, fără a fi foarte insistent acel parfum și față de tine și față de cei din jur, dar de a păstra în jurul tău un parfum plăcut, da? Bun, deci asta am, astea au fost chestiile pe care vi le-am arătat de la Marionneau. Marionneau, vedeți că o să aibă acum în perioada asta tot felul de promoții. Astăzi chiar îmi venise... Da, eu am să fac un efort să pun chiar astăzi clipul. Să vedem dacă reușesc. Ceva 33% era și online o chestie. Știu că mi-a venit mail sau SMS ceva dimineață. Cam am observat lucrul ăsta. Bun. Rămâne tot în zona asta de parfumuri. Pentru că mie asta... pentru mine asta e luxul. Parfumurile și... Adică asta e partea de lux material pe care am ales-o eu, da? Pentru că mai v-am zis, îți alegi o zonă din viață unde să faci acel lux material, pe când luxul acela general al personalității tale și al educației tale este cel mai accesibil. Este pentru toată lumea, a fi civilizat, a fi cu bun simț, a te purta frumos, este cel mai mișto lux. De fapt, ăla este luxul adevărat, că poți, dacă ai luxul material, dar n-ai partea aceea de lux comportamental, de atitudine și de educație, degeaba ai luxul material. Bun, și asta nu o spun eu, o spun o grămadă de oameni din zona de cultură, din zona de asta, istoria civilizației, care exact despre asta vorbesc, că nu poți să fii un om cu adevărat care să te erijezi ca o persoană care trăiește învăluită în lux și așa, dacă tu, ok, stai într-un palat, dar când ieși din casă, nu-ți saluți șoferul, nu te porți frumos cu angajații tăi, dacă atunci când mergi pe stradă și scade o hârtiuță din buzunar, nu te apleci după ea, sunt lucruri de... așa de finețe. Mi-aduc aminte că am stat cândva la o doamnă care era menajeră la o firmă care ducea personal de curățenie pe la angajații care lucrau la ambasade, diverse ambasade din București, și mi-a explicat ce diferență exista între oamenii cu adevărat educați, care proveneau din Elveția, din Franța, din Italia, și angajații români care erau în jurul lor, care și ei erau foarte bine poziționați financiar, care salutau așa din vârful buzelor, nu știu ce, pe când persoanele cu adevărat educate erau și preocupate, gen dacă ea venea dimineața în fine să facă curățenie și se întâlnea chiar cu doamna ambasador sau consul, ce? Bună, ce mai faceți? Sunteți bine? Ok, uite, astăzi o să aveți asta de făcut, vă las, eu plec la treabă, la revedere. Da? Pe când parveniții noștri români uneori uita să spună și bună ziua. Da? O să insist pe chestia asta pentru că e un alt lucru al meu pe care vreau să-l transmit prin tot ceea ce pun, ce postez și pe YouTube și pe blog și chiar și pe Instagram. Ideea aceasta de educare spre a fi mai buni, în primul rând, ca persoane, după aia mai educați, mai cu bun simț și mai lipsiți de acea ipocrizie și de acel nas ținut pe sus care nu ne folosește la nimic. Care, de fapt, acel nas pe sus arată cât de lipsit de educație ești. Bun. Vreau să vă arăt ceva, dar înainte de asta vreau să vă spun că pe 6 mai trebuie să spun, pentru că e vorba de cineva pe care eu deja îl consider ca un prieten. Flaviu, să-mi dai voie să spun că te consider ca pe un prieten, pentru că am învățat foarte multe lucruri de la tine, vorbim într-un fel foarte apropiat și eu pe oamenii aceștia îi numesc prieteni dintr-un registru de ăsta de respect. Adică oamenii de la care îi învăț ceva, îi consider cu adevărat prieteni și cu care am un schimb normal, firesc de conversație, adică nu stăm foarte mult să ne căutăm cuvintele, oare ce să spun, oare, adică depășește zona aia, să zicem, profesională. Flavius de la Niche Scent are deschiderea oficială a parfumeriei
sale din București. Doamne, de când aștept acest moment. Chiar Flavio, chiar acum mă gândeam, da, Flavio, eu vorbesc cu Flavio acum imaginar, pentru că el acum probabil este super până peste cap să pregătească deschiderea. Am fost la o predeschidere pe Strada Frumoasă numărul 51 sau 52. Deci așa de pregătită sunt. Bine, eu mă duc acolo cu ochii închiși, ești foarte aproape, pot să mă duc pe jos și e o zonă în care mă plimb foarte des, iar Strada Frumoasă nici nu este foarte mare, adică nu e foarte lungă, nu e ca și cum ai putea să ratezi. Te uiți pe geam, eu am o vorbă, că i-am zis lui Flavius, băi, zile oamenilor că dacă nu găsesc neapărat magazinul, să se uite unde este o vilă frumoasă de pe Strada Frumoasă, care are un candelabru frumos care se vede pe geam, imediat vă zic. Este pe Strada Frumoasă 51, da? Pe Strada Frumoasă 51, acum chiar o să rețin. Va fi deschiderea pe 6 mai, o să înceapă undeva în jurul orei 12, se va termina pe seară, va fi așa un fel de open event, nu știu exact ce o să facă Flavius acolo. Cert este că o să fie o grămadă de invitați, inclusiv parfumieri, inclusiv oameni cu care el colaborează. Colaborează, mă refer, lucrează. Iar eu aici am... pentru că, da, el este prieten și știe cât sunt de curioasă să descopăr tot felul de parfumuri, mi-a adus un Discovery Kit de la Sarah Baker. El are, acum am văzut pe site că sunt două parfumuri, s-ar putea acum la deschidere să fie mai multe. Parfumul care mi-a plăcut cel mai mult din acest Discovery Kit este acesta Symmetry. Acesta chiar îmi place mult și o să vă spun imediat. Adică este cam singurul pe care poate chiar l-aș purta în momentul ăsta. Așa arată, așa că nu mai am mâini. Așa arată Discovery Kit-ul. Avem așa, Jiclef, notă grapefruit, care este creat de Sarah Baker, Bascule, care este creat de Ashley Eden Kessler, Flame and Fortune, care este creat de Sarah Baker, Fair from the Made in Crowd, care este creat de Miguel Matos, care este o persoană de asta foarte exuberantă, foarte latino, foarte un om de la plin de viață, de senzualitate, de vitalitate, da? Asta, exact asta simți și când îi spui numele Miguel Matos, parcă zici Miguel cu patos, așa zici, și Symmetry, care este creația lui Chris Morris. Chris Morris fiind... Chris Morris a creat pentru Xerjof, adică... Nu stau acum să vă povestesc. Ideea este că acest parfum, atenție, conține Laos Oud. Și știți că eu nu sunt cu udul. Dar v-am mai zis o chestie, că mai sunt alte parfumuri cu ud care îmi plac, și anume de la Patricia de Nicolai, pentru că cine este parfumier rafinat, pentru că eu mă duc pe zona asta, mie îmi plac parfumurile un pic mai rafinate, mai pe stilul franțuzesc. Uite, de exemplu, Flavius nu e pe stilul ăsta. Și apropo, deși, uite, vezi că nu ne plac aceleași parfumuri și eu mă duc, asta înseamnă prietenie, că mă duc la el în parfumerie și spun, bă, ăsta nu-mi place, dar îl pot evalua, adică îl pot aprecia ca creația per se, creația în sine. Dar mie personal nu-mi place, dar asta nu înseamnă că fiind pasionată de parfumuri, nu-l miros și nu pot să-mi fac o părere. Și spun, da, nu-mi place, dar uite, da, e mișto pusă nota asta și așa. Asta înseamnă, știi, o relație de-asta reală, de amiciție. Și ăsta, deși are această notă de Laos Oud, bine, mai are bergamot, petit gran, neroli, orange blossom, amber, cipriol, musk și Laos Oud. E o îmbinare foarte frumoasă, foarte... Ai putea spune că este ușor masculin și este un parfum ușor masculin, oricum toate astea de aici sunt unisex și ceea ce înseamnă parfumerie de nișă, pentru că, apropo, că la asta aveam să ajung, Niche Scent vinde cu adevărat parfumerie de nișă. Adică nu sunt magazine peste tot, nu le găsești peste tot, nu o să găsiți Sarah Baker peste tot, nu o să găsiți toate brandurile de acolo chiar peste tot, adică mă refer în toate parfumeriile, Marie Claire, Sephora și nu știu ce. Adică sunt și parfumuri care sunt un pic, pe românește, mai ciudate. Adică sunt parfumuri pe care nu le poate putea oricine. Uite, apropo, are acum Flavius un parfum pe care l-a scos un brandul lui, Călaj, că l-am pus data trecută să dea el cu el. Ceva inspirat din personajul Thomas Shelby din Peaky Blinders.
Și am spus, dă-te tu cu el, pentru că eu nu mă pot da cu el. Este parfumul masculin și acum știu că o să-mi sărătă la cap. Da, dar îi faci diferențele astea. Măi, ăla este parfumul masculin absolut. Adică eu ca femeie, asta îi spuneam, eu nu mă pot da cu el că mă simt ciudat. Adică parcă nu sunt eu. În schimb, dacă îl miros pe o persoană de gen masculin, sau care este bărbat, sau care se comunică ca bărbat, într-adevăr, acolo văd o chestie. Și întotdeauna parfumul acesta, el mi-a trimis și sample când la așa și la fel și atunci l-am dat un pic pe soțul meu, pentru că nu, eu dat pe mine, l-am dat pe mine și a fost ceva neplăcut, adică era un miros care nu, mirosul ăsta nu face parte din personalitatea mea. În schimb, este un parfum masculin prin definiție. Așa. Stai așa că vreau să-l miros și pe ăsta de la Miguel Matos, să-l mai miros o dată, dacă nu cumva l-am mirosit. Sau stai așa pe care l-am desfăcut aici, că l-am mai desfăcut pe unul. L-am desfăcut pe Far From The Madding Crowd, da, pe ăsta al lui Miguel Matos, că știu că mi s-a părut turbulent parfumul ăsta. Am și zis că, da, nu știu dacă pot să-l port. Și primul parfum pe care l-a scos Flavius sub brandul lui, mamă, cum îi spunea, ceva cu 30. Că mai am un pic din el, este genul de parfum turbat, ca să spun așa. E parfum de obraznic. Nu știu dacă ăsta l-aș putea purta, nu oricând. Nu e de purtat oricând, asta înseamnă nișă. Asta înseamnă nișă. Bun. Și dacă vreți să vedeți parfumuri turbate, să vedeți, să și vedeți, să și mirosiți, așa, și cu adevărat parfumerie de nișă, din 6 mai, Niche Scent, în aceeași clădire cu vestimentaria, cred că pe Google Maps așa găsiți vestimentaria, Strada Frumoasă 51. Și ca să lămuresc așa, că au fost și foarte multe voci de astea, da, pentru că Flavius te plătește. Nu mă plătește absolut cu nimic Flavius, nu lucrăm încă, stați pe pace, când afacerea lui va crește foarte mare și el chiar va avea nevoie de un PR și va avea nevoie de servicii de PR, de comunicare, de strategie în social media, de nu știu ce, credeți-mă că o să fiu prima care sar pe el. Momentan nu are nevoie, pentru că el se duce pe o altă linie și el este propriul lui ambasador. Lăsați omul să-și facă pasiunea, nebunia, așa mai departe, și stați pe pace, când o să aibă nevoie de PR, tătucu-i prima, eu i-am și zis, eu abia aștept, o să fiu prima care o să-l caută. Să vă mai spun acum așa, că tot suntem la clipul acesta în care vorbim lux, stil de viață, educație. Măi, este normal ca munca omului să fie plătită, dar mai sunt lucruri pe lumea asta care se fac, pe care eu cel puțin, eu așa am fost educată. Normal, nu să mănânce câinii din traistă o vorbă înțeleaptă a bătrânilor noștri, că apropo, cred că dacă ne-am valorificat mai bine bătrânii azi, am fi o societate mult mai în regulă și dacă ne-am și respectat bătrânii cu dându-le niște pensii decente, nu vreau să intru în subiectul ăsta că ies din zona de lux complet, mă transform în leoaică. Există lucruri pe lumea asta care sunt suficient de bune și care nu au nevoie de prea mult PR și asta mi se pare, de exemplu, că este afacerea lui Flavius. Da? Adică sunt lucruri unde ele încep să meargă de la sine, adevărat, merg mai lent. Eu știu că astăzi suntem într-o epocă în care totul trebuie să se facă repede și mult, să vină mult, să vină vânzările. Nu! Sunt și oameni care sunt în zona asta unde creșterea este înceată și lentă și este cea mai bună și asta este o, cum să zic, este o lege a naturii, dacă vă uitați. Și un copac, când se spune copacul secular, care rezistă, nu știu ce, pe copacul ăla secular, de-aia, are suta de ani, de-aia e rezistent. Adică, hai să ne dezobișnuim repede, repede, hai, ha, ha, ha. Normal, banii sunt buni și își au rolul lor în viață. Doamne ferește, nu o să spun, nu o să conteste asta nimeni. Dar hai să coborâm banii de acolo, din vârful piramidei, să-i ducem un pic mai pe locul, mai pe la mijloc. Așa sunt și alte lucruri mai importante în viață decât strict bani. Și știu că acum e chestia asta, ai canal de YouTube, faci influencing, faci Instagram, nu știu ce, clar, totul este pe bani. Totul este pe bani. Nu, mai sunt și lucruri care nu sunt pe bani, dar sunt pe altceva. Sunt pe educație, sunt pe informare, sunt pe lucruri foarte mișto la care ai acces. Și unul din aceste branduri despre care o să tot continui să vorbesc este Imar Skin, fostul Plush Bio, da?
Chiar aseară m-am văzut cu Florin de la Send.ro și am lăsat, îmi împrumutase o carte și am dus cartea și am lăsat din crema mea Goldish de noapte. Mi-a rămas mai puțin de jumătate și am dus lui și am zis, băi, vreau să încerc și crema asta, am foarte mare încredere în el, pentru că și el are un ten sensibil, este și bărbat, așa, un pic mai mare decât mine și vreau să văd cum simte și el crema aceea. I-am mai dus niște produse de la Imar, tot așa începute de mine și mereu mi-a spus, băi, sunt altă experiență, dar o experiență în adevăratul sens al cuvântului mai... efectul acela care îți dă senzația aia, băi, e ceva diferit, e ceva mișto, n-am mai încercat chestia asta până acum. Și vreau să vă arăt serul Goldish 24K Beauty de la Imar, care se tot consumă, și crema 5 Growth Factor Night Essential, pentru care chiar i-am scris personal Ioanei Marinescu și am spus, măi, este o cremă care... Pe mine m-a surprins din foarte multe puncte de vedere. Lista de ingrediente, când te uiți la ea, înțelegi, începi să înțelegi de ce, sunt foarte multe active acolo, dar și foarte multe active de calitate, dar textura, afinitatea, ținând cont că este o cremă mai, ar veni mai bogată, mai unctuoasă, e adevărat că și eu am o vârstă, placenta are complex, nu știu ce complex de peptide și rămâne departe, te-ai aștepta poate să fie un pic mai heavy, mai așa, dar nu. Eu am rămas uimită câtă cremă de asta poate înghiți, la fel și din serul acesta. Și asta vreau să spun, asta este un alt brand cu care colaborarea n-a început foarte, a început un pic abrupt, adică a început cu un refuz din partea mea, după aia eu mai documentându-mă și mai uitându-mă și mai întrebând și mai încercând și mai așa, mi-am dat seama că gogoașa aia neagră care fusese aruncată așa în zona de media a fost o gogoașă neagră. Care nu știu ce scop a avut, bine, nu mai contează. Ideea este că astăzi am ocazia să încerc niște produse foarte diferite față de ceea ce există pe piață în momentul ăsta și am ocazia să pun niște întrebări unui om și anume creatorul acestui brand, Ioana Marinescu, care răspunde relevant și răspunde clar și la obiect, fără a se... crampona de asta, vai, eu nu menționez alte branduri. Ea inclusiv la prezentarea ei, deci la prezentarea ei la care a fost la Brașov, ea a menționat branduri. Da? Am mai văzut chestia asta doar la Paula Bigan de la Paula's Choice. Oamenii care au o verticalitate de asta în comunicare și în felul lor de a fi, nu se tem de a vorbi de branduri concurente sau de alte branduri. Nu au chestia asta. Și la fel, și la Paula's Choice cu Paula Bigan, că eu îi spuneam de anumite produse, și nu, alea nu sunt pentru tine, altele sunt pentru tine. Așa? Și cu cei de la Plush Bio este același lucru. Adică nu, stai, nu încerca asta pentru că nu ți se potrivește așa bine. Multe le cam știu și eu. Când am spus, de exemplu, nu mai vreau din gama asta pentru că nu-mi place miros, nu mai mi-aduc aminte, era ceva, o gamă care mi-au trimis ei și le-am spus, băi, nu-mi place pentru că nu-mi place mirosul. Ok, bun, oamenii au reținut și au reținut chestia asta, astfel încât la o altă, când mi-au trimis alt produse cu altă ocazie, mi-au zis, nu-ți mai punem dintre alea pentru că știm că nu-ți plac, da, ok. Înțelegeți? Adică, nu, trimiteți produse acolo, acoperiți-mă de produse și eu nu. Astea sunt produsele pe care le folosesc foarte des în ultimele... Deci pe asta de când l-am luat, de când l-am primit la eveniment, când a fost evenimentul? Noiembrie anul trecut, îl folosesc săptămânal, nu zi de zi, dar săptămânal este ceva din acest ser pe fața mea. Iar crema asta, cred că o am de o lună și un pic și am observat că cel puțin în ultima săptămână am folosit-o zilnic. Este adevărat, eu sunt o consumatoare excesivă de produse de skincare, ceea ce nu este neapărat bine, dar probabil că așa m-am obișnuit tenul, nu știu ce se întâmplă, dar eu și acum, de exemplu, am două seruri și două creme pe față, da? Se vede? Lucește? E gras? Nu. Nu e. Că n-am fond de ten, n-am nimic. Bun. Și... aici am niște produse, ups, pe care vreau să vi le arăt de la Glorious. Care la fel pentru mine intră în zona aceea de lux, de grijă, de lucruri elaborate. Este Max Clinic Caviar Royal Caviar Oil Foam. Este un produs de curățare, dar care la fel nu seamănă cu nimic.
Îi spuneam, uite, apropo, i-am povestit de el Biancăi, de la Bianca Duma de la Marablu. Că ea este foarte pasionată de acest ingredient caviar și am explicat de acest gel, că nu seamănă cu nimic, este un gel de curățare. Chiar ne uitam amândouă pe lista de Inci și am discutat-o un pic. E un produs de curățare care intră cam al doilea pas în demachiere. Este și gel care parcă se duce în spumă, care parcă este și uleios. E foarte, foarte prietenos cu pielea, foarte cameleonic aproape, aș putea să spun. Da? Asta este un produs pe care îl găsiți pe glorious.ro. Da, cu glorious.ro, uite, am o colaborare, de fapt, cu Imar Skin, singura mea colaborare în acest moment este pe baza codului de reducere în care eu iau un comision. Da? Deci dacă voi o să o cumpărați cu folosind codul meu, parcă BB20, când nu sunt alte promoții, eu o să iau un comision din acele vânzări, dacă se fac atât. Așa. Cu Glorious la fel am o colaborare de tip afiliere, adică dacă voi cumpărați produsele folosind link-urile mele de afiliere, primești și un comision, dacă nu vreți să le folosiți, nu le folosiți și cumpărați voi singuri. La Glorious n-am cod de reducere pentru că chiar vorbisem cu Rena, nu are cum, ea oricum pune un adaos cât poate de mic ca să aduc, să lase prețurile cât se poate de accesibile pentru clientelă, dar ele oricum de unde vin, că sunt toate proveniență Coreea, Japonia, vă dați seama că na, sunt din start prețurile mari, ea nu vrea să pună un adaos exagerat de mare. De fapt, nu exagerat de mare, că marele lanțuri de parfumerii pun adaosuri destul de interesante. Dar e normal, pentru că tu, ca dacă vrei să menții o parfumerie, uite, precum Douglas, Sephora, da? Să ai rafturile alea frumoase, lumini, angajați, eșantioane, servicii de împachetare, cadou, toate alea costă, din ce le plătești? Acum, momentan, este Glorious are magazin online. Bun, deci avem spuma aceasta cu caviar. Îmi place foarte mult SPF-ul acesta de la Emprani. Este foarte, foarte soft. Ei, și uite, Rena, nu știu dacă te uiți la clip. Ți-am ascultat sfatul și am început să folosesc acest retinoid în fiecare seară. Și o să promit să mă țin de el. Știu că mi-ai lăsat pe bilețel să folosesc și Bacu Huel după aia dimineața, parcă. Dar folosesc altceva. O să folosesc și Bacu Huel. N-am fost complet ascultătoare, dar asta am început să folosesc și aștept să-i văd rezultatele. Deocamdată, ce sunt mulțumită, este că n-am văzut acel efect de uscare care apare în general la mine când folosesc produse cu retinol. Deși la mine nu se poate vorbi că eu nu mă hidratez suficient. Numai că la un moment dat, tot folosind, la un moment dat simt nevoia să fac pauză. Eu oricum nu sunt o mare fană a retinolului. Rena știe asta și mi-a și zis să-ți trimit acest produs ca să vezi diferența între produsele clasice cu retinol pe care le foloseai tu, clasice, alte produse cu retinol, că i-am spus ce am folosit până acum, și acesta. Bun. Oare am terminat tot ce am avut de spus? Cred că da. Concluzia este simplă. Luxul de atitudine, luxul de educație este foarte accesibil și gratuit. La fel, luxul de a-ți privi viața, de a-ți construi viața, de a-ți orienta prioritățile, la fel este gratuit, aproape că nu costă nimic. Dar, adevăr, sunt și produse care costă bani, mai mulți, dar te poți canaliza, nu să-ți cumperi 20-30, ci să-ți iei unul singur odată la câteva luni și să te bucuri cu adevărat și de acel lux material.